să lasă impresionat de cartea de vizită a adversarului său și va reuși să învingă în finala Cupei Castrol ediția 1995. Deci, clasa 250 de centimetri cub este dominată în continuare de Florian Pop. Locul 2 pentru Vitali Gonciarov, iar pe 3 Mirel Pandrea de la Torpedo Zărnești, învingătorul din finala mică desfășurată cu Alexandru Ilieș. În ultima alergare a zilei s-a decis învingătorul la clasa 125 de centimetri cub. Cu cel mai bun timp obținut în calificări, Dorin Titilincu reușește să treacă primul linia de sosire, Luigi Mihail trebuind să se mulțumească doar cu locul 2 la această ediție. În poziția a treia, învingătorul din finala mică, Valeriu Răilean, alergătorul de la Astra Brașov. Așa a fost la Costinești și tot la ProTV veți putea urmări ultima etapă din campionatul național de motocross. Și băietul deamă nu merge. Asta nu-i luptă cinstită. Păi să nu intre, treaba lor. Pe mine nu mă interesează practic chestia asta. N-avea dreptul să facă nimic primului sportiv din cursă. Ne lavam îi actele și îl arestează. Îl închidem și așteaptă până este dat în judecată. La casa noastră traseul mai bun de acasă. Toate acestea le veți putea vedea în continuare, deoarece ProTV a programat cea de-a patra etapă din campionatul național de motocross individual. Bună seara, sunt Arnold Kobilanski și vom urmări toate peripețiile acestei etape împreună. A fost una din cele mai spectaculoase etape desfășurate în ultimii ani. Localitatea Dâmbu Mori, localitate așezată în preajma Brașovului, a găzduit această etapă. În antrenamente au apărut primele probleme și acestea au fost legate de traseul. Vedeți acum pe Luigi Mihail, alergătorul de la Astra Brașov, cel ce în antrenamente, în urma unei căzături violente, s-a accidentat destul de grav. După ce am căzut aveam un pic de emoții, că n-am căzut tocmai ușor. Da, trec emoțiile. Tratament n-am făcut, că medicii sunt cum sunt, nici n-avea răbdare să mă coasă bine. Dar ne-am gândit să facem niște săituri mai mari. Au fost bune, a ieșit numai că am căzut pe drum drept, n-am căzut la săitură, am căzut pe drum drept. Am avut ghinionul să mă lovesc mai tare, ca de obicei. Da. Ce zic, asta e. Până la urmă însă Luigi Mihail a luat parte la clasa sa 250 de centimetri cubi ai motoarelor CZ. Discuțiile în urma accidentărilor din prima zi, deoarece Luigi Mihail nu a fost singurul accidentat, alături de el și Vitali Gonciarov s-a resimțit în urma unei căzături, deci toate acestea au provocat discuții privind traseul de la Dâmbu Mori. Organizatorii au decis până la urmă eliminarea unei trambuline ce îi arunca pe sportiv direct într-un viraj destul de strâns și ca urmare, odată ce toți au fost înțeleși, trambulina eliminată și pericolul pe traseul de la Dâmbu Mori a fost diminuat. Îl vedeți acum pe Luigi Mihail alergând, deci în
prima manșă a claselor 125 și 250 de centimetri cube ai motoarelor CZ. Pentru Luigi Mihail, în prima manșă nu au fost niciun fel de probleme. Principalul său adversar, Alexandru Ilieș, având dificultăți cu motocicleta sa CZ, nu a reușit să mențină ritmul impus de brașovean și Luigi Mihail, liderul clasamentului general, a avut o cursă destul de ușoară. Îl vedeți în aceste momente, el nu forțează și se îndreaptă către victoria în prima manșă. Luigi Mihail a început sezonul 1995 cu o dublă victorie la Moreni, însă cu toate acestea, poziția sa de lider în clasamentul general se află sub semnul întrebării și aceasta deoarece o prevedere de regulament ce a fost inclusă de comun acord între antrenorii cluburilor și biroul federal. Deci această prevedere de regulament spune că la clasele 125 și 250 de centimetri cube ai motoarelor CZ, cea mai slabă etapă va fi eliminată din punctajul fiecărui sportiv. Deci Alexandru Ilieș, neparticipând la prima etapă desfășurată la Moreni, practic nu a pierdut foarte mult, iar Luigi Mihail, deși a alergat în toate etapele, va trebui să renunțe la punctele acumulate în cea mai slabă etapă a sa și anume etapa de la Buzău. Ca urmare, fotoliul său de lider în clasamentul general se află sub semnul întrebării. Îl vedeți acum în imagine pe Adrian Roman, stelistul ce aleargă la clasa 125 de centimetri cubi ai motoarelor CZ. Adrian Roman este liderul clasamentului general. Până în acest moment el a reușit 3 victorii din 6 manșe alergate, celelalte 3 manșe terminându-le pe poziția secundă. Deci Adrian Roman conduce în clasamentul general al acestei clase și acum se află pe prima poziție a cursei. Stelistul nu are niciun fel de probleme, urmăritorii săi au rămas la distanță foarte mare. Însă acum să ne îndreptăm atenția către clasa 250 de centimetri cubi. Îl aveți în imagine pe numărul 17, este vorba de Mihai Antal de la Astra Brașov. Mihai Antal se află în poziția a doua a cursei, în fața sa doar Luigi Mihail și probabil că Mihai Antal va reuși încă 17 puncte în clasamentul general. Adrian Roman conduce în continuare, alergătorul clubului sportiv militar Steaua, și a început activitatea la Clubul Bucureștean și este component al lotului național. Anul viitor însă Adrian Roman speră să facă pasul cel mare, să treacă la clasa superioară, adică clasa motoarelor speciale. Cu numărul 2 de concurs, Ciprian Lucaci de la Astra Brașov are probleme pe pantele traseului de la Dâmbu Mori. Ciprian Lucaci se află în acest moment pe poziția a doua a clasamentului general și vă spuneam, la clasa 125 de centimetri cubi lipsește unul dintre favoriții în treceri. Este vorba de Gabor Varga de la Electro Sfântul Gheorghe, învingătorul din prima manșă a clasei desfășurată la Moreni. Revenim acum cu numărul 1, este vorba de brașoveanul Luigi Mihail, liderul clasei 250 de centimetri cubi ai motoarelor CZ. Ionuț Pletea de la Torpedo Zărnești are probleme mecanice, motorul său oprit nu reușește să mai fie pornit. Și acum îl urmărim pe Valeriu Cerednic de la Astra Brașov. Valeriu Cerednic a lipsit în prima etapă desfășurată la Moreni, însă după aceea a reușit să punteze, plasându-se tot timpul în primele 5 locuri ale curselor desfășurate după etapa morenară.
Luigi Mihail intră în ultimul tur și probabil că el va obține în 1995 cea de-a treia victorie a sa. Foarte importante punctele în lupta directă cu Alexandru Ilieș, cu atât mai mult cu cât Alexandru Ilieș se află doar pe poziția a treia a cursei și distanța mare dintre el și locul 2, Mihai Antal, este de nerecuperat. Luigi Mihail trece primul linia de sosire, în timp ce la clasa 125 de centimetri cub, Adrian Roman obține victoria. Mai am o manșă și să vedem cum o să fie. Pentru mine a fost destul de ușor prima manșă. Mai întreb un loc unul și sunt asigurat. Adversarul meu direct, nu știu, a pățit ceva că a venit un pic mai în urmă, care e un pic mai bun ca mine. Dar să sperăm că tot o să fie bine, nu? Mai este o cursă întreagă și încă o manșă și suntem cam la egalitate de puncte. Deci depinde de ultima cursă și de manșa asta care o să urmeze, bineînțeles. Învingător, deci, la 125 de centimetri cubi ai motorelor CZ, Adrian Roman, 20 de puncte pentru clubul bucureștean Steaua. Pe locul 2, Robert Hăbeanu de la Automecanica Moreni, iar pe locul 3, Serghei Molcian. La clasa 250 de centimetri cubi, prima manșă este câștigată de Luigi Mihail de la Astra Brașov, în poziția a doua Mihai Antal, tot de la clubul brașovean, iar pe locul 3 Alexandru Ilieș de la Steaua București. Atmosfera se încinsese de-a binele aici la Dâmbu Mori, însă până vom vedea deznodământul etapei la clasele 125 și 250 ai motoarelor speciale, să vedem ce s-a întâmplat în manșa secundă la motocicletele CZ. Luigi Mihail reușește din nou să țâșnească în fruntea cursei, în timp ce Roman Adrian la